Salut! În clipul de astăzi o să discutăm despre structura definiției, despre regulile de corectitudine ale definiției, iar la sfârșit o să vedem ce item de bug corespund cu informațiile din acest clip. Și nu uitați să verificați descrierea clipului, o să găsiți acolo link-uri utile. O să începem cu o definiție a definiției. Și o să spunem despre definiție că este operația logică prin care se pun în raport de identitate doi termeni. De exemplu, dacă avem termenul lună și termenul satelit natural al Pământului, prin definiție o să spunem despre lună că este satelitul natural al Pământului. În fapt, am pus în identitate termenul lună cu termenul satelit natural al Pământului. Despre structura definiției, se vede clar din ce este formată definiția. O să avem o primă parte a definiției, luna, care o să fie definitul, adică o să fie termenul care urmează să fie explicat. Avem partea a doua din definiție, adică egal, înseamnă, înțelegem că acestea sunt cuvintele care se pot folosi, adică relația de definire. Iar cea de-a treia parte a unei definiții este definitorul, adică explicația în sine. Deci, încă o dată, o definiție o să aibă un definit, în cazul nostru luna, cuvântul care urmează să fie explicat, un definitor, în cazul nostru satelit natural al Pământului, care este explicația în sine, iar între definit și definitor avem o relație de definire, putem folosi verbul a fi, înțelegem, înseamnă și așa mai departe. Sunt unele definiții care sunt greșite și unele definiții corecte. Cum ne dăm seama care definiție este corectă și care este greșită? Ei bine, aplicăm regulile definiției. De obicei, sunt 5 reguli în cele mai multe dintre manuale. Noi o să povestim despre ele, iar la sfârșit o să vă spun și ce reguli apar în alte manuale. O să începem cu regula definirii afirmative, care spune că o definiție trebuie să fie logic afirmativă. Adică o definiție trebuie să spună tot timpul ce este un lucru și nu ce nu este lucrul respectiv. În cazul în care nu respectăm regula, o să apară o eroare, definiția o să fie logic negativă sau nu o să fie logic afirmativă. Și ca să înțelegeți despre ce e vorba, haideți să vă dau un exemplu. Dacă despre câine, o să spunem că este animalul care nu este pește. În acest caz o să avem o definiție logic negativă. Nuul, negația, face ca definiția să fie incorrectă. De ce este incorrectă definiția negativă? Este incorrectă pentru că dacă luăm câinele și, mai multe animale, printre care și peștele, tăiem peștele, respectăm ce am zis mai sus, adică câinele nu este pește, înseamnă că despre câine putem spune că este oricare dintre celelalte animale. Poate fi leu, poate fi urs, poate fi girafă, deci nu este ok definiția. Aici mai vreau să fac o precizare. Putem folosi definiții negative în cazul termenilor negative, adică termenilor care arată lipsa unei proprietăți. Dar este de dorit evitarea folosirii negației într-o definiție, chiar și în cazul termenilor negative. O să mergem mai departe la următoarea regulă, regula evitării circularității. Această regulă spune că o definiție trebuie să evite viciul circularității, adică definitul nu trebuie să se regăsească în definitor. Dacă se întâmplă acest lucru, o să avem o eroare, și anume definiția este circulară. Și ca exemplu de definiție eronată, o definiție greșită, mamiferul este un animal care are caracteristicile mamiferelor. De ce este greșită o astfel de definiție? Ei bine, pentru a înțelege mamifer din definit, eu trebuie să știu ce înseamnă mamiferelor din definitor. Dar nu pot să știu ce înseamnă mamiferelor din definitor decât dacă știu ce înseamnă mamifer din definit. Și în felul acesta mă învârt în cerc la infinit, lucru care nu este ok. Adică nu pot
sau definitul nu se poate, înțelegerea definitului nu se poate baza pe înțelegerea definitorului, iar a definitorului doar dacă înțeleg definitul. Acest lucru se încearcă prin evitarea circularității. Următoarea regulă este regula clarității și a preciziei, care ne spune că o definiție nu trebuie să conțină figuri de stil sau limbaj metaforic, de asemenea, termenii vagi ar trebui evitați într-o definiție. Dacă se încalcă regula clarității și a preciziei, o să apară o eroare care spune că definiția nu este clară și precisă. Exemplu de definiție care nu este clară și precisă, cămila este corabia deșertului. Corabia deșertului e clar o construcție metaforică, dar să vedem de ce nu este corectă. Între cămilă și corabie nu avem cum să punem un raport de identitate. Acesta este motivul pentru care o definiție de acest fel nu poate fi acceptată ca fiind corectă. Și mai mergem la regula adecvării. Regula adecvării este în fapt chiar definiția definiției, adică între definitor și definit trebuie să existe o relație de identitate sau, cu alte cuvinte, definitorului trebuie să corespundă întregul definit și invers. Când acest lucru nu se întâmplă, apare o eroare, definiția nu este adecvată, ea este sau prea largă sau prea îngustă. Și am să vă dau un exemplu, steaua este un corp ceresc. De ce este greșită această definiție? Cum verific? Pot să zic tot definitorul este definit sau și tot definitul este definitor. Adică, sunt toate stelele corpuri cerești? Răspunsul este da. Sunt toate corpurile cerești stele? Răspunsul este nu. Există și alte corpuri cerești în afară de stele. Deci, nu îi corespunde sau definitului nu îi corespunde întregul definitor. Deci, definiția în acest caz este prea largă, deoarece avem și planete, comete sau asteroizi care sunt corpuri cerești, dar nu sunt stele. Definiția este prea largă, nu este adecvată, este prea largă. Cum ar suna o definiție prea îngustă, tot pentru stea? Am putea zice, steaua este un corp ceresc cu lumină și căldură proprie din sistemul nostru solar. De ce este prea îngustă? Pentru că există stele și în afara sistemului solar. Și atunci, dacă o să luăm în considerare această definiție, noi o să reducem înțelegerea termenului de stea doar la soarele nostru, nu și la celelalte stele care există în univers. Deci, o să îngustăm definiția. Aceasta este regula adecvării. Și în manuale mai apare regula consistenței, care spune că o definiție nu trebuie să intre în contradicție cu alte enunțuri care deja sunt acceptate din punct de vedere științific. Este foarte greu să demonstrăm asemenea regulă, pentru că nu avem cum să știm care sunt toate afirmațiile științifice acceptate. Nici nu o să prea vină la bac această regulă, nu ar trebui să vă faceți probleme. Acum vreau să vă mai arăt câteva reguli care apar în alte manuale. O să mai apară regula eliminării, care ne spune că odată ce avem o definiție pentru un cuvânt, cuvântul respectiv ar trebui să poată fi eliminat dintr-un discurs și să fie înlocuit cu definiția. Adică, în loc de femeie văduvă, într-un discurs pot să zic femeie căsătorită al cărui soț a murit și să însemne același lucru discursul, deci să pot elimina termenul. Apoi, mai există regula contextualizării, care spune că o definiție bună trebuie să se potrivească contextului în care este folosit termenul definit. Mai există regula obiectivității, care ne spune că nu trebuie într-o definiție să facem apel la termeni care înseamnă sentimente, de obicei, să lăsăm partea afectivă deoparte. Bineînțeles că regula obiectivității poate fi inclusă în regula clarității și a preciziei. Și mai apare regula
exprimării esenței, adică o definiție bună trebuie să arate caracteristice esențiale ale termenului. Dacă vreți să citiți mai multe în detaliu despre aceste reguli, care nu, repet, nu apar în toate manualele, dar am spus că nu strică să știți despre ele, puteți scana acest cod de bare, vă va duce direct către un link, către un manual de logică în care aveți explicate aceste definiții. Și am ajuns la ultima parte despre BAC, și anume subiectul 3D. La subiectul 3D o să avem două întrebări despre definiție. O să ni se dea o definiție greșită, știm din start că este greșită, trebuie să menționăm regula de corectitudine pe care o încalcă, iar apoi în partea a doua o să ni se ceară să construim pentru același definit o altă definiție greșită, iar regula încălcată de a doua definiție trebuie să fie alta decât regula pe care am identificat-o la primul punct. Acesta este tipul de item care o să vină la BAC legat de definiție. Succes!